Biblioteca Universității Politehnica Timișoara găzduiește în perioada 10 aprilie-10 mai expoziția Experiența mea europeană. Este vorba despre o serie de fotografii realizate de studenții care au ales să plece cu burse Erasmus în diferite zone ale continentului și care surprind frumosul acestei experiențe. PCUT este o gazdă bună, de câte ori am avut nevoie să expunem sau să derulăm orice fel de activitate. Și de ce Erasmus, de ce vernisaj? Pentru că vrem să împărtășim cu dumneavoastră tot ceea ce au trăit studenții Erasmus de-a lungul experienței lor. Putem vedea ce s-a întâmplat în diverse țări, în diverse perioade ale mobilităților lor și am vrut să vedeți că dincolo de tot ceea ce înseamnă Erasmus constituit în dosare, multă muncă în spate, există și acest succes ilustrat până la urmă al stagiului prin fotografie. Ce le transmiteți celor care vor să meargă cu o bursă Erasmus? Să înceapă prin a vizita aceste vernisaj, pentru că aici e partea cea mai frumoasă, ca să ajungă mai apoi la dosarul care trebuie întocmit și de care fiecare student fuge într-un fel sau altul. Deci vedem unde putem ajunge, dar trebuie să trecem parcursul firesc al lucrurilor. Trebuie să reamintim faptul că Erasmus a împlinit 30 de ani de existență, dintre care 20 de ani în România și aproape tot atât în Universitatea Politehnică Timișoara.